Salutare, prieteni pescari! Iată-ne din nou ajunși pe malul lacului. 48 de ore pe o locație deja supracunoscută pe canalul nostru de YouTube. Suntem în Belgia, pe una dintre locațiile mele favorite. Chiar dacă nu, aici am prins și mai mari pești, chiar dacă am avut și partide dificile aici, chiar dacă trebuie să cărăm tot echipamentul de la mașină în jur de 150-200 de metri, chiar dacă nu există sau cel puțin nu am prins pești mari, dar din informațiile noastre nu ar exista pești extrem de mari aici, de demne de record, în continuare susțin că și cred că este una din locațiile mele preferate din Belgia. Nu știu să spun exact de ce și cum, locul ăsta are ceva special, mă încarcă de fiecare dată, e o întreagă experiență în sine locul ăsta de pescuit. Dar pentru că l-am prezentat de atâtea ori și avem atâtea partide aici pe acest ponton, de data aceasta pescuitul, peștii, drillurile și tot ceea ce facem în această partidă o să fie doar cumva jumătate din episod, sau cel puțin așa îmi propun, iar cealaltă jumătate vreau să vorbim puțin despre partea tehnică a pescuitului și mai exact pentru episodul de astăzi o să aleg să dezbatem subiectul montura elicopter, pentru că este una din monturile mele preferate, vorbesc peste tot despre ea, o vedeți mereu la mine, dar nu am intrat niciodată în detaliu să vorbim despre avantaje, dezavantaje, nu știu, cum se confecționează, ce ne trebuie, când să o folosim, când să nu o folosim și așa mai departe. Așa că printre, sper eu, drilluri, pești și tot ceea ce o să facem în partida asta, la bază și în esență partida o să fie una simplă, deci pescuitul cumva o să fie un bonus, tot ce se întâmplă în pescuit, dar o să arătăm și pescuitul în sine. Dar la un moment dat, în acest episod, vreau să vorbim și să dezbatem pe larg subiectul montură elicopter. Dacă vă interesează și vreți să aflați mai multe despre tot ceea ce o să fie în episodul ăsta, vă sfătuiesc să rămâneți aproape de noi și vă urez vizionare plăcută! Avem și primul monstruleț al partidei, un monstruleț sălbatic venit pe lanseta numărul 1. Știu că n-am dat detalii prea multe până acum, nici nu știu dacă voi sta în noaptea asta de detalii, deci vă sfătuiesc să rămâneți lângă noi, pentru că mâine dimineață vom vorbi exact de tot ceea ce facem noi în partida asta. Uitați ce crab negru, ce sălbăticie în adevăratul sens al cuvântului. Un crab care cântărește în jur de 5-6 kg. O superbitate. Ce coadă mare pentru dimensiunea lui. A fost la prima înțepare. O luptă frumoasă. Pe lângă acest negru frumos, am avut și încă o trăsătură la aceeași lansetă. Un ran frumos. Înțepare bună, dar riscul pe care îl prezintă pescuitul în agățături, la marginea agățăturilor, și-a făcut simțită prezența și peștele, din păcate, s-a apucat să se dea după niște crengi.
înainte să ajung la lansetă și n-am mai avut nicio șansă să-l scot de acolo. Am recuperat montura, nu a rămas peștele cu ea, totul e în siguranță, dar îmi pare rău că nu am reușit să-l scot la mal. Un peștișor luptător, să vedem ce e cu el. A venit tot la lanseta 1, până acum singura lansetă care a produs pești. Doamne, dar ce colorit au! Nu cred că mai are rost să zic ce bile e. Și așa nu ne crede lumea. Și un mic șui care și el la prima înțepare. După cum v-am zis, acest episod, spre deosebire de altele, are și o parte tehnică. O să vorbim mai în detaliu despre subiectul acestui episod, și anume montura elicopter. Avem aici pe masă toate ingredientele necesare pentru a o construi, pentru a o confecționa. În prima fază o să vorbim repede doar despre confecționarea ei, iar mai apoi o să explicăm fiecare element în parte, de ce îl folosim, cum îl folosim și așa mai departe. Și să începem cu începutul, bineînțeles, totul pleacă de la rig. Rigul întotdeauna cu un fluorocarbon și așa cum v-am zis, o să discutăm mai apoi detaliile tehnice, de ce doar fluorocarbon. Ok, cum se confecționează acest rig? Este un rig simplu, clasic, fir de păr, nimic dificil, nimic complicat, foarte simplu și probabil cel mai eficient. De ce avem nevoie pentru a face acest rig? Este foarte simplu, un fluorocarbon, cârlige, eu prefer white gape când folosesc genul ăsta de rig, opritoare pentru momeală, foarfecă, croșetă și la final, bineînțeles, momeala noastră de cârlig, boilesuri, și la final terminăm rigul cu un vârtej. Începem prin a tăia bucata de fluorocarbon, folosim în jur de 30 de centimetri pentru a lucra mai ușor cu el. La unul din capetele acestui fluorocarbon tăiat o să facem bucla pentru momeala de cârlig. Este un nod simplu, bănuiesc că majoritatea îl știți, îmi pare rău că nu se vede foarte bine pe imagini. Pur și simplu unim firul în două, o bucată de 5 cm și apoi facem un nod ca să ne rămână o buclă. Următorul pas este să atașăm boilesul în această buclă, bineînțeles, apoi opritorul pentru momeală ca să îl stopăm acolo. Un aspect important, nu folosim niciun opritor pe firul de păr. Boilesul, mai ales pe fluorocarbon, momeală când este folosit ca o momeală singulară, nu va avea nevoie de opritor sus, pentru că oricum se va bloca în nodul de la fluorocarbon și bineînțeles și în opritorul de jos pentru momeală. Deci aceasta nu va culisa, nu vom avea niciodată probleme de genul acesta. Apoi, întotdeauna venim cu capătul celălalt al fluorocarbonului, introducem prin spatele cârligului. Ne alegem distanța între momeală și cârlig. Eu folosesc între 1 centimetru, 1,5 centimetri și ajung până la 3 cm pe fluorocarbon. Acum fiecare depinde cum crede de cuvință să-l folosească. Ne asigurăm că firul de păr ne este paralel și va ieși paralel cu coada cârligului prin spate, exact prin spatele cârligului, deci să nu fie în lateral. Iar apoi începem să dăm spire, în jur de 6-7 spire, în funcție și de mărimea cârligului, în funcție și de rigiditatea fluorocarbonului. Dăm aceste spire, introducem înapoi capul care ne rămâne tot prin spatele cârligului, prin ochet,
strângem, iar rigul nostru este în proporție de 90%. Gata, urmează ultima parte, să ne alegem dimensiunea lui. Eu folosesc la elicopter dimensiuni între 15 și 18-19 cm. Ne alegem dimensiunea lui și cum fac eu asta? Introduc capul fluorocarbonului care mi-a rămas liber prin ochetul vârtejului, îl duc vârtejul până la dimensiunea la care am nevoie, iar acolo îndoi fluorocarbonul să știu că până acolo trebuie să-mi iasă nodul. Mai departe execut nodul, se poate folosi ca și nod Rapala, W8, nodul Unii. Eu le-am încercat pe toate, nu am sesizat mari diferențe, așa am rămas la nodul W8. Mi se pare ușor, util, foarte, foarte lejer de lucrat cu el. Facem acest nod, îl strângem atât cât ne permite fluorocarbonul și la final trebuie să ne iasă rigul cam așa. Gata de atac. Bun, acum că am terminat rigul nostru, ce ne mai rămâne de făcut este doar, bineînțeles, montura elicopter. De ce avem nevoie pentru această montură elicopter? Este foarte simplu. Avem nevoie de două biluțe antișoc, acestea siliconate, pe care le tragem pe o croșetă. Dimensiunile pot diferi, materialul poate să difere, dar foarte important, nu băgăm croșeta direct prin gaura deja făcută de fabricant, de producător. Noi trebuie să dăm niște găuri noi, găuri pe care le dăm direct cu croșeta. Se mai poate folosi și așa ceva, aceste stopere de mumeală, aceste stopere pentru firul de păr, dar nu este indicat. Sunt lacuri unde nu se acceptă, se spune că în cazul unei rupturi peștele nu se poate elibera pentru că sunt prea rigide, deși eu nu sunt de acord cu asta, sunt convins că puterea unui pește nu stă într-o biluță de genul acesta de silicon, dar da, vă sfătuiesc să-l faceți corect, cum trebuie, cum să fie acceptat peste tot, cu aceste biluțe antișoc. Bineînțeles, rigul nostru pe care l-am confecționat, plumbi special pentru distanță, gramajele pot diferi, bineînțeles, modelul poate să difere, dar trebuie să fie un plumb de genul acesta pentru distanță, da? Și bineînțeles, firul principal de pe mulinetă direct, de pe tamburul mulinetei. Cum confecționăm această montură? Foarte greu. După ce am trecut firul mulinetei prin inelele lansetelor, introducem prima biluță antișoc. Mai apoi rigul. De specificat aici, eu prefer rigurile direct cu vârtej, dar există și agrafe rapide, quick change-uri. Putem să facem cu quick change, introducem acel quick change, acea agrafă rapidă, iar rigul va trebui să aibă doar bucla, fără vârtej, și cu un con anti-tangle, un con pentru securizare. Și de fiecare dată putem schimba mult mai ușor rigul. Eu nu prefer, prefer să le fac așa, dar există, vreau să știți că există și varianta aceea mai rapidă. De ce nu prefer eu? Pentru că nu-mi place să folosesc multe accesorii. Iar acel con anti-tangle îl consider un accesoriu în plus. Apoi venim și cu a doua biluță antișoc. Practic prindem rigul între aceste două biluțe. Și ce credeți? La final doar punem plumbul pe care îl vrem noi, pe cum îl alegem. Avem un video pe YouTube unde explicăm și arătăm și câteva noduri folosite în pescuitul crapului. Iar unul dintre ele este acest nod de la plumb, pe care îl puteți folosi în foarte multe situații. Strângem bine acest nod. Tăiem surplusul. Mereu las cam un centimetru, o codiță mică de fir, acolo unde este legat nodul, pentru
a avea o marjă în care el se poate strânge în timpul lansării sau în timpul drillului. Biluța de jos nu este neapărat atât de importantă, este doar dacă noi vrem să situăm rigul într-o poziție anume, la o distanță anume de plumb. Asta este singurul ei rol. Eu, de regulă, când îl folosesc cu două biluțe antișoc, această montură, prima biluță, cea de jos, de fapt, o pun cam la 5-7 cm de plumb, iar cu a doua vin la câțiva centimetri distanță și montura îmi va arăta ceva de genul. Asta este montura noastră elicopter. Așa funcționează în timpul lansării, cel mai probabil. Cam asta o să vedeți în cele mai multe cazuri. De precizat că se poate folosi și cu segment de litcor. Este o montură versatilă și dacă tot am terminat-o, haideți să vorbim puțin despre ea. Ce vreau să știți este că tot ceea ce spun acum și tot ceea ce v-am prezentat până acum este exact cum lucrez eu cu montura, ce știu eu despre ea, ce concluzii am tras eu după toți anii în care am folosit-o și așa mai departe. Dacă greșesc sau dacă sunt chestii nespuse sau eu mai știu, aștept comentarii, aștept completări, oricând sunt binevenite. Să începem cu introducerea acestei prezentări a monturii. Să precizăm din start că montura aceasta elicopter se numește de fapt elicopter românesc, montura elicopter românesc, pentru că noi cumva am simplificat-o. Ea se face cu un kit, cu niște accesorii speciale pentru ea, dar noi am făcut-o mai simplă, mai ușor de lucrat cu ea și poate chiar mai prinzătoare, de ce nu? De ce a devenit montura asta atât de populară în rândul pescarilor, mai ales în rândul pescarilor români? Pentru că este o montură de distanță, este montura care îți poate duce rigul și momeala la cea mai mare distanță. Deci este cea mai recomandată și apreciată montură când vine vorba de pescuitul la distanță. Este prima variantă pe care trebuie să o luăm în calcul. De ce putem atinge distanțe extreme cu această montură? Este simplu. Este una din puținele monturi, dacă nu chiar singura, în care plumbul va sta în față în timpul lansării, iar rigul în spate. Fie că se va învârti, fie că va sta drept, plumbul va fi întotdeauna în față și va trage rigul după el. Bineînțeles, este o montură foarte indicată și pe un substrat mălos, la fel un avantaj extrem de mare, pe care puține monturi îl au. Și de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că în momentul când pescuim pe un substrat moale, plumbul se va, presupunem că aici avem substratul, se va afunda în acel nămol, dar rigul este liber să culiseze pe fir. Și atunci, rigul fiind liber, este detașat de mecanica monturii, plumbul nu îl va trage după el în acest strat de mâl. Și atunci rigul va rămâne deasupra lui. Deci iată două avantaje foarte, foarte importante, și anume pescuitul la distanță și pescuitul pe un substrat mălos. Și dacă tot am ajuns să vorbim despre avantaje, și simplitatea acestei monturi este un avantaj foarte mare. Este o montură, după cum ați văzut, extrem de simplă. Dacă avem rigul făcut, ne ia efectiv câteva secunde să ducem o montură la bun sfârșit. Este foarte simplă, funcționează foarte bine și se confecționează extrem de rapid. Bineînțeles, poate fi folosită în orice condiții de pescuit. Nu trebuie neapărat să o folosești la distanță sau doar când ai substrat mălos. O poți folosi când ai tu plăcerea. Va funcționa de fiecare dată la fel. Și ăsta este iar un avantaj destul de mare. Cu siguranță mai sunt avantaje pe care eu nu mi le aduc aminte acum, așa că dacă mai aveți voi altele în minte, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Dar cum orice alegere are atât avantaje cât și dezavantaje, așa este și cazul acestei monturi. Bineînțeles că prezintă și ea anumite dezavantaje, iar unul major din punctul meu de vedere este că practic este o montură dependentă de rigurile cu fire rigide și mai exact de fluorocarbon. Dacă încercăm un fir textil sau un fir cămășuit mai suplu, mai moale, atunci cu siguranță vom avea probleme și rigul ni se va încurca în timpul lansării. Un alt dezavantaj
pe care cred că deja l-ați sesizat dacă ați folosit montura și în special rigul de fluorocarbon. Înțeparea peștelui nu este mereu una 100% convingătoare. Sunt situații în care peștele se înțeapă din afara gurii sau se înțeapă mai ciudat, tocmai din cauza rigidității fluorocarbonului. Nu sunt dese aceste cazuri, dar se pot întâmpla și pot apărea și rateuri din același motiv. Faceți abstracție că este masa goală, deși este același cadru. Între timp mi-am adus aminte de un dezavantaj destul de important al monturii elicopter și astfel că îl înregistrez acum la finalul partidei. De aceea vedeți totul gol în jurul meu. Dar trebuia menționat, unul din cele mai importante dezavantaje al acestei monturi este faptul că nu ne ajută deloc în auto-înțeparea peștelui, în procesul de auto-înțepare al peștelui. Deci această montură prezintă zero auto-înțepare. Rigul este culisant, este foarte mobil pe linia principală și atunci auto-înțeparea este, cum spuneam, spre zero. Deci acesta este un aspect foarte important de luat în calcul. Alt dezavantaj pe care eu l-am sesizat și îl cunosc este faptul că nu putem folosi săculeți solubili pe această montură. Sau cel puțin nu atunci când vrem să pescuim în forță la un pescuit la distanță. Există un mare risc de a plezni fluorocarbonul, de a se rupe rigul în timpul lansării datorită presiunii acelui săculeț. În schimb, puteți încerca 2 bile, 3 bile pe Meltex atașate la cârlig. Dar chiar și cu această metodă, tot există o șansă ca rigul nostru să pleznească în timpul lansării. Dacă alegem să pescuim aproape, să folosim un plumb mai ușor, atunci nu cred că va exista o problemă. Putem folosi un săculeț de dimensiuni mici și să sperăm că fluorocarbonul nostru o să reziste la acea lansare. Nu știu dacă este neapărat un dezavantaj, pentru că fiecare montură sau rig este gândit pentru un scop anume, are un scop anume. Această montură, implicit rigul de fluorocarbon, în mare parte doar cu momel scufundătoare, dar există câteva trucuri în care putem detașa momeala de cârlig de întreg rigul și să o folosim cu momel critic echilibrate. Dar nu recomand folosirea acestei monturi direct cu pop-up-uri sau cu momeli flotante. Cum nici pe un Brony rig sau un Chod rig, nu putem folosi boilers scufundător. Momentan, cam asta e ceea ce pot eu să vă prezint despre montura elicopter. Probabil că sunt anumite detalii pe care le-am scăpat, dar, cum spuneam, dacă aveți alte adaosuri în minte, ceva ce eu am omis, avem secțiunea de comentarii, vă așteptăm acolo să ne spuneți ce trebuia să mai povestim despre această montură. Așa ne începem dimineața cu două lansete pe mal, cea pe care o rectific în acest moment. Este o lansetă care a produs o trăsătură la, nu știu, 4:30, 5 dimineața, ceva de genul. Peștele a intrat din nou în acei nuferi din stânga mea. Este o zonă foarte apetisantă, foarte tentantă, productivă, dar îți dă bătaie de cap. Prima tendință a peștelui este să plece în acei nuferi. Am scăpat deja 3 pești acolo. Aceeași bilă dipuită, impact VM, pe același elicopter, clasic, rigul fluorocarbon, 16 cm, fluorocarbon de 0,40. Un aspect foarte important de precizat, în momentul când pescuim în genul ăsta de zone cu agățături, faceți cumva rigul să fie mai slab sau mai puțin rezistent decât linia principală. În cazul în care peștele se eliberează sau intră în agățătură sau cine știe ce se întâmplă, să se rupă rigul și nu linia principală pentru a lăsa o plasă de fire acolo în zonă. La lanseta numărul 2 este prima trăsătură, primul pește produs de această lansetă. O armăm și pe ea, verificăm rigul. De data aceasta aici avem un derig, tot pe elicopter. Punem aceeași bilă, impact VM, o dipuit, să nu existe dubii. Și o dăm înapoi la apă.
Pe lanseta numărul 3, culmea, ca și medie a trăsăturilor pe acest ponton, în toate partidele mele, ar fi zona cu cele mai frecvente trăsături. Doar că până acum nu am produs deloc. Încerc să găsesc cauza. O să schimbăm puțin rigul, montura, momeala, vedem cum ne jucăm pe acolo. Ar trebui să produc acea zonă, am încredere în continuare în ea, pentru că, așa cum am zis, este zona care a produs de fiecare dată. Dar dacă nu o să se întâmple, măcar muncim să vedem dacă putem schimba ceva în sensul acesta. Avem aici cel de-al doilea pește al dimineții. El este vedeta dimineții. Și a partidei de până acum. Peștele care a venit pe lanseta numărul 2. Un superb crab comun, șui. Negru. Negru de supărare. Extraordinar, ce exemplar frumos. Avem aici de față lanseta cu numărul 3. Este o lansată care până acum a fost echipată cu un derig pe montură elicopter. Derigul era și el la rândul său echipat sau armat cu un snowman. Este o lansetă care este poziționată pe o zonă destul de moale sau mai moale decât celelalte două lansete, astfel că am optat pentru un plumb mai ușor de 70 de grame și, bineînțeles, montura elicopter care este foarte indicată în asemenea condiții. Iar acum această lansetă aleg să o dau la apă tot cu un derig, doar că ca și momeală folosesc două alune tigrate. Este prima oară când fac chestia asta. Nu este o momeală, mai ales în prezentarea asta, care să-mi ofere încredere, dar asta și din cauza faptului că nu am pescuit așa până acum. În teorie este tot o prezentare cu o momeală scufundătoare, exact cum am pescuit cu un derig cu un boile simplu, dar ce mă sperie mai mult, dacă pot să spun așa, este faptul că acolo în zonă nu am un pad de nadă, nu am un mix de semințe așezat pe substrat sau ceva care să atragă și să țină peștele în zonă până va da de momeala mea, de aceste două alune tigrate. Pe când boilesul în sine are deja propria sa atracție, emană chiar și el singur semnale de hrană în zonă. Normal, aceste două alune tigrate, acest tip de momeală l-aș pescui pe un pad de nadă, fie că este vorba de boilesuri, fie că este vorba de un mix de semințe sau orice altceva în care aveți încredere, un pad de nadă în care să vă confere încredere. Opa. Uitați ce culoare! Ce pește! Ce gură, ce buze, ce tot! Până la urmă am decis să schimb lanseta numărul 3 din nou. Ne dă ceva bătăi de cap. Deși nu ne plângem, producem constant cu lanseta 1 și 2. Dar e pur și simplu o ambiție de-a mea. Aș vrea să produc un pește, o trăsătură de crab și pe lanseta numărul 3. Am renunțat la derigul cu alunele tigrate. O trecem pe un German rig cu wafter. Deși mi-e puțin frică de plătică. În principiu aș fi vrut să-l pun pe un bag, după aia mi-am dat seama că nu am baguri. Și acum o trec pe o montură inline cu un săcule solubil și o lansăm cam pe aceeași zonă. Vedem dacă reușim să producem o altă trăsătură în afară de plătică. Bun, ne pregătim de a doua noapte aici în acest habitat extraordinar. Ce schimbăm sau ce facem în această seară, pentru această seară? Singura schimbare va fi lanseta 3, o vom repoziționa, lăsăm același wafter, același German rig, pentru că îmi place foarte mult prezentarea, sper să mă trezească un ten sau un crab la acea montură, dar pentru că acea zonă nu a produs trăsătură de crab în 24 de ore, cu toate că lanseta 1 și 2 au produs destul de constant pești, este clar că este vorba de localizare, așa că lanseta 3
nu va mai sta în aceeași zonă, undeva aleatoriu pe mijlocul lacului. Lanseta 3 va trece pe poziția 1 și o vom da foarte mult în stânga noastră, cumva pe această, lângă această perdea de nuferi, unde am avut destul de multe mișcări în cursul zilei de astăzi. Și mizez pe faptul că peștele se află aici, lângă această perdea de nuferi. Voi nădi din mână, voi lansa cât mai aproape de acest perete de nuferi și sper ca ceva surprize să iasă de acolo, pentru că sunt convins că există foarte mult pește sub acești nuferi. A trecut și cea de-a doua noapte, am avut câțiva peștișori, nu foarte mari. Dintre aceștia am păstrat unul care mi-a atras mie atenția, coloritul frumos, un pește mărișor, în jur de 10 kg, curat, un exemplar minunat, care face pe nebunul. O superbitate de pește. Sălbăticie, un lac natural extraordinar. Urmează să eliberez peștele, dar până să fac asta, vreau să vă spun că lanseta 3, lanseta care nu producea de nicăieri nicio zonă, nicio montură, nicio momeală, și-a păstrat tiparul și blestemul și-a făcut treaba până la capăt, dacă putem să spunem așa. În timpul unei trăsături, mulineta mi s-a defectat, am pierdut și peștele și nici nu mai pot folosi acel combo. Deci, acum suntem în apă cu două lansete, pe zonele care au produs cel mai bine și, bineînțeles, același pescuit simplu, curat, fără să ne complicăm, pescuitul pe care eu îl agrez și pe care mereu îl recomand și vă sfătuiesc să-l practicați. Am ajuns și la finalul acestei partide, începem să strângem, o partidă care mi-a bucurat sufletul, care m-a încărcat cu energie, exact cum am zis, acest loc are ceva special. Te atrage, te ține aici captiv. O partidă în care nu am vorbit foarte mult despre ceea ce am făcut. O partidă simplă, am pescuit exact cum am pescuit de fiecare dată aici. De asta nici nu m-am axat foarte mult pe prezentarea partidei. Am vorbit puțin de ce monturi folosesc, zonele pescuite. Am arătat câteva drill-uri, câțiva peștișori frumoși. Nu am schimbat foarte multe, nu am muncit prea mult de-a lungul partidei, ba chiar pot să zic că în ultimele 24 de ore ale partidei aproape aportul meu în pescuit a fost inexistent. Am început partida puțin greoi, neavând la îndemână echipament pentru nădire, nici cobră, nici spomb, astfel că primele ore am pescuit în gol, așa, fără nadă. Apoi a reușit să ajungă cineva aici care mi-a adus o cobră. Am început să nădesc, am început să apară și trăsăturile. Am pescuit la cârlig doar cu senzor impact VM, boile surtari, 20 de mm. Ca și nădire am folosit boile de la Caperland, de Catloanele, Monster Crab. Cred că am nădit în jur de 2 kg. Pescuitul simplu, pescuitul curat, exact cum am zis, prezentat de foarte multe ori, nu doar în această locație, dar peste tot pe unde am pescuit. Mă bucur totuși că în acest episod am reușit să vorbim și să găsim un subiect mai tehnic, un subiect care poate fi de interes pentru cei la început de drum, exact cum îmi doream eu la începuturile mele cu acest canal de YouTube și cu proiectul Pescarii Lupește. Și sper că am putut să vă răspund la câteva dileme de ale voastre în legătură cu montura elicopter. Sper că am atins toate punctele care au legătură cu această montură și de acum încolo sper că aveți o idee mai amplă în ceea ce înseamnă pescuitul cu montura elicopter. De acum, din păcate, trebuie să vă urez fire întinse până data viitoare. Eu am fost Mihai de la Pescarii Lupește și foarte curând revenim cu o nouă partidă din Anglia.